cred că ai văzut și tu că foarte multe dintre știrile din zilele astea sunt legate despre, sunt legate de viroze, de răceli, de gripe, de cât de mulți copii sunt în situația asta. Cum ar trebui să îi îngrijim pe cei mici sau dacă ar trebui să îi înfofolim prea tare sau să fim prea disperați ca părinți? O să ne spună astăzi doamna doctor Ana Culcer, medic primar, pediatru, neonatolog. Bună ziua, doamna doctor! Bine ați venit! Vorbeam despre perioada asta de iarnă, unde virozele, gripele și răcelile, de ce nu, pentru cei mici sunt un calvar, dar și pentru părinți, mai cu seamă. Mai ales că eu am o teorie, copilul nu iese singur pe stradă, noi îl aducem. Bine, da, deci de la părinți trebuie să... Pentru sugar, pentru preșcolarul mic. Mai aproape un pic, da, mulțumesc. Deci toată lumea zice, eu am luat de la copil. Da? Copilul n-a ieșit singur pe stradă, cineva i-a adus lui, da? Deci ce greșel se fac acum, copiii sunt încălzați ca niște mici animăluțe de companie, îmi cer scuze pentru expresie, dar cam așa este. Sunt scoși foarte puțin afară, sunt înfofoliți teribil, exagerat, în casă 24-27 de grade. Până... Sistemul imunitar nu se mai întărește. Da, mâncăm ce mâncăm și atunci, bineînțeles că sensibilitatea este mult mai mare și sunt mai multe riscuri. Și încă un lucru care a decăzut foarte tare, vaccinarea, frate. Deci mai bine previi o boală decât să tratezi. Corect. Da, deci altă a trebuit dată, totuși altă dată, eu vaccinam sute de adulți care aveau copii mici sau copii la grădiniță. După 7 luni vaccinam sugarii. Nu mai era niciun fel de problemă, de gripă. În fiecare an se fac vaccinuri noi cu virusurile care circulă mai mult în anul respectiv. În ce perioadă, doamna doctor? Septembrie, octombrie, între parcă? Între septembrie până la 1 mai, deci mai e posibil și acum. Da? Dar deci e posibil la vaccin. E păcat că mulți o duc de o lună jumătate, două, viroză după viroză. E adevărat că nu e numai gripa, mai sunt și virusuri paragripale și adenovirusuri. Dar gripa dă forme urâte și perioadele și persoanele cu risc sunt grupa 0-3 ani. Acolo și e, nu? Tineretul ca mine, care fac după aceea bronhopneumonie sau... Eu mă vaccinez de 52 de ani, în fiecare an. Și n-am nicio problemă. Am făcut două viroze în toată viața mea. Știți care este problema, doamna doctor? Acum cu tot mediul ăsta online, că știți că vorbeam și la machiaj în spate, da, oamenii se sperie, informația este un pic tergiversată, nu mai știm ce așa să credem. Aoleu, faci rău copilului și dacă faci vaccinul deformată. Sau nu. Eu sunt un exemplu că n-am pățit nimic vaccinându-mă de când am intrat să lucrez în pediatrie, deci din anii 68 mă vaccinez în fiecare an. Și n-am niciun fel de problemă, pentru că anticorpii circulanții luăm numai până vaccinuri. Altfel, anticorpii se fac la nivelul nasului, care se elimină în coasa nazală și iar o luăm de la început. Și cum ar trebui să știe oamenii ce anume vaccin să aleagă? Pentru că în farmacie, eu vă spun din propria experiență, că sunt vreo 4-5 vaccinuri antigripale. Deci tulpinele sunt aceleași. Anul acesta au apărut în loc de tulpini trivalente și tetravalente, adică cu 4 tulpini. Sunt virusurile care circulă mai mult în anul respectiv. Sunt și din anii trecuți, dar mai mult ce circulă în anii respectivi, pentru că populația globului nu mai stă la un loc. Da. În fiecare secundă zboară un avion de oriunde și dacă într-un loc pe glob există un anumit virus, acela diseminează peste tot. De aceea trebuie și vaccinurile pentru celelalte boli contagioase. De exemplu, a fost variola, care era bubatul negru, cum se zicea, sau, da? Care a dispărut, a nu dispărut, se mai da. Face. Eu sunt vaccinată, că un pic mai tânără ca voi toți. Dar a dispărut și atunci și vaccinul s-a scos. Din moment ce mai există o mulțime de vaccinuri, sunt încă boli care pot să le contacteze orice copil. O să vreau să mai vorbim și despre cum putem să ne creștem mai bine imunitatea și în special a celor mici, pentru că eu cred că și ăsta este un lucru foarte, foarte important. Dar întâi, doamna doctor, luăm o scurtă pauză de publicitate. Este prima pauză pe ziua de astăzi la Prieteni de la 11. Este vineri, sunteți cu noi. Până atunci rămăsesem într-o discuție cu doamna doctor Ana Culcer aici despre viroze, gripe și cum trebuie să îi îngrijim pe cei mici în special sau cum să ne îngrijim pe noi toți și să ne creștem imunitatea în perioada asta. Cam când ar trebui să începem? Întâi să creștem copiii sănătoși de când se nasc sau chiar înainte de a se naște gravida trebuie să lase tutunul și alte toxice. Să mănânce o mâncare sănătoasă, să-și alăpteze copilul, să-l diversifice cu produse sănătoase dacă se poate. Pe cât posibil, să avem cât mai multe fructe, legume și proteină, carne, brânză, ou, diverse, dar sănătoase cât se poate. Și așa pentru copii, ce ar trebui să alegem, să le dăm ca să le creștem imunitatea? Nu știu, am auzit de cătină, de miere, de toate cele.
Deci dacă copilul are o hrană sănătoasă și este crescut într-un mediu sănătos, adică nu trebuie ținut în casă, copt la temperaturi foarte înalte, scos zilnic afară, cel puțin de două ori pe zi. Îmi place mult energia dumneavoastră, doamna doctor, așa trebuie, așa îmi spunea și maică mea. Bă, băiatule, nu mai folii copilul ăla. Deci eu vin la consultații și nu mai găsesc copilul în haine. Zic, domnule, ăsta nu-i garderobă, e copil. Zic, cum te... Mama e în bluză cu mânecă scurtă, tata la fel și copilul săracu are șapte rânduri. Șapte rânduri. Da, și glugă și nu-l mai găsește acolo. Și cum îl dezbrac, copilul se liniștește, nu mai plânge. Deci zic, asta e statutul lui natural. Da? Așa ar trebui ținut. Ca să vă mai spun o glumă, copilul unei colegi a venit să-și vadă frățiorul la spital și s-a dus direct la patul respectiv fără să știe care e. Și următoarea întrebare, ce Ana, frățiorul meu s-a născut cu chiuot sau fără? Deci copilul știe că trebuie să fie mai ușor îmbrăcat și se simte bine cât e mai puțin îmbrăcat. Doamna doctor, ce alte greșeli ați sesizat făcute de părinți atunci când e vorba despre copii și îngrijirea lor? Da, se renunță rapid la alăptare, ceea ce e o foarte mare greșeală. Se îndoapă copiii. Am avut și zilele trecute copil de 7 luni cu 12 kg. O, Doamne! Deci, extraordinar! Zic, domnule, asta nu e nici garderobă, nici depozit de mâncare. Lasă-l, în momentul când copilul a dat primul semn că nu mai vrea, îl lași în pace, pentru că, pe urmă, ajungem și ce l-am operat de stomac, l-am operat... De ce trebuie să ajungi să chinuiești copilul? Deci, în momentul când copilul a dat primul semn că nu mai vrea să mănânce, îl lași în pace. Deci trebuie să aibă o alimentație completă și scos la plimbare și dimineața și după masă. Pentru că ce nu doarme, dar el când a ieșit afară? Pe cu 3 săptămâni. Păi scoate-l afară, plimbă-l, îi faci baie seara, apa de limpezit un pic mai rece, că altfel renunță la masa de seară și se scoală toată noaptea să sugă. Și, deci așa, spre final, baia trebuie să fie un pic mai rece? Un pic mai rece totdeauna, apa de limpezit, puțin mai rece. Ca să se adapteze temperaturii casei, nu? Sigur că da, că altfel îl adormi, pe moment îl toropești, nu mai suge, nu mai mănâncă. Și pe urmă suge toată noaptea pentru că nu și-a luat porția de mâncare. Sau dacă l-a diversificat prost, azi morcov, mâine cartofi, pâine, nu știu ce, că sunt tot felul de teorii pe internet. Așa copilul și-a revanșa noaptea mâncând 2-3 biberoane de lapte sau sugând toată noaptea. Deci trebuie... A avut mare grijă. A avut mare grijă ca să nu transformăm ziua în noapte și noaptea în zi. Doamna doctor, da? Eu undeva la 7 ani am avut o problemă cu niște sărmăluțe îndopate care m-au dus într-o zonă de probabil indigestie. Și după aceea, țin minte că tatăl meu, până când m-a făcut mare, a avut o vorbă. Mâncatul nu e obligatoriu. Absolut. Când ne este foame, noi cerem. Cu organismul este făcut să ceară atunci când are nevoie mâncă. Absolut. De mâncare. În natură, eu le spun, nimeni nu pune ceasul, nimeni nu apă puiul. Niciun animal nu se mulge exact singur să dea puiul. Deci, în momentul când e foame, se duce singur și mănâncă. Pentru că noi am rămas așa cu niște frici, că murim de foame. Da, cred că asta e problema. Am rămas, da, frica foamei te-a rămas din timpurile vechi. Mâncăm ca să trăim, nu trăim ca absolut să mâncăm. Dar vine cu un copil care este peste greutate și zice, e slab, nu mănâncă, dar l-a crescut în lungime foarte mult. Zic, mănâncă atât cât slab, vrea. Mănâncă și copilul. Și întreb... Că păi n-am mâncat decât puțin. Zic, dar dumneata cât ai mâncat? Dar cât timp trebuie să mănânci? Zic, îți pui ceasul când mănânci? Mănânci contra cronometru? Zic, ce ai mâncat de ieri dimineață până seara? Dumneata ca părinte sau mamă? A, păi nu știu. Lasă copilul, mănâncă atât cât vrea. Dacă doresc un aliment, îl solicită. Dacă îl refuză, nu trebuie să mai insiști. Îl lași câteva zile și o ia de la început. Da? Dar trebuie puși să facă și sport. Scoși afară, copilul neapărat foarte mic afară. Eu îi pun pe cei mititei să înnoate de la 3-4 săptămâni cu colăcel de gât. Of, doamna doctor, dacă ar înțelege mișcarea părinții că așa trebuie, nu ar mai exista fobia de apă, nu ar mai exista o grămadă cât de probleme. Cât mai puțin la ecrane, pentru că e corect, foarte excitant, și dar de aici autismul și ADHD-ul de la ecrane, aceste diagnostice nu erau cunoscute până în 90. Deci sunt copii care au mers splendid până la un an jumătate, copii și intelectuali, dată... așa, și de la 3 ani sunt totalmente extraterestri. Tu vorbești, tu auzi, nu mai răspund copiii, iar creu se dezvoltă până la 6 ani. Dacă n-avem grijă atunci, pericolul e foarte mare să mai recuperăm. Știți ce observ eu? Că problemele sunt de fapt la părinți. Credeți că ar trebui să înființăm o școală pentru părinți? Eu am încercat, am făcut o asociație pentru educația părinților și a viitorilor părinți și vreau să spun că nu vine nimeni, românii știu tot, ce lasă mamă că înveți în 3 zile la maternitate, exclus când faci cezariană sau naști, nu mai ai timp să înveți, trebuie dinainte să te pregătești Ingrid pentru asta, pentru că spunea un mare chirurg cardiac că e mai greu după anul 2000 să fii părinte decât să fii chirurg cardiac, adică
copiii evoluează mult mai repede și uneori nu ținem pasul cu ei și considerăm, tot așa cum le spun eu, prizonier de război. Eu le spun, nu este obiectul tău de joacă, nu e proprietatea ta ca părinte, e un viitor bărbat și tată de familie sau mamă și femeie și mamă de copii. Deci practic, ar trebui să ne dezvoltăm personalitatea. Da. Și ar trebui totuși să ne informăm un pic înainte, nu să ne lăsăm absolut, așa până la momentul nașterii absolut, și hai să vedem ce o fi, cum e foarte fi. Greu atunci să gestioneze. Pentru că aia este și cap. Căderea psihică, uh-huh. După căderea hormonală. Este oricum un fapt dovedit acela că nou-născuții acum din ADN sunt mult mai inteligenți decât erau nou-născuții acum 10-20 deci, de ani. Ce fac copiii acum la un an, făceau altădată la 3 ani. Eu vă spun că în 50 ceva de ani de medicină tot felul de copii și pot să fac o istorie. Câți copii v-au trecut prin mână, doamna doctor? Păi, cred că am depășit milionul, că aveam câte 100 pe zi. Felicitări, doamna doctor, și noi suntem cu milioanele, numai că pe online, fiecare cu... Milioane de copii. Important e că milioanele sunt bune. Da, am avut și de 900 de grame, au intrat la Facultatea de Medicină cu 992 anul trecut și m-am făcut fericită. Da. Felicitări, bravo, doamna doctor, bravo. Se citește o emoție frumoasă în ochii dumneavoastră. Da. Așa cea este. Mai mare avere sunt copii, restul e deșertăciune. Corect. Mulțumim, doamna doctor Ana Culcer, a venit astăzi și am povestit despre cum să îi îngrijim pe cei mici sau cum să ne îngrijim în perioada asta a virozelor, a